Corbica pastorală, vreau să vă colinde, câteva colinde, da? Doamna profesoară Cristina Bujor, colega mea. Dom dom, să înălțăm, domne, ca să colindăm, dom,
înălțăm, să facă de fiele lui Domn, Domn, să înălțăm, veșmânt frumos Domnului, Domn, Domn, să înălțăm, veșmânt frumos Domnului, Domn, Domn, să înălțăm, Domn, Domn, să înălțăm, Domn, Domn, să înălțăm, Domn, Domn, să înălțăm. Așa, și în încheiere. Colindăm iarnă, sculați-vă gaze mari. Sculați-vă. Nu, lasă-le. Da? Cântați cu noi. Cântați cu noi. Colindăm, colindăm, sculați-vă, gazde mari, în seara de Crăciun. Sculați voi, români plugari, în seara de Crăciun. Sănătate tuturor! Să ne vedem sănătoși și în alte ocazii în acestea, frumoase, culturale, cât mai multe, cât mai mulți vizitatori, cât mai mulți colindători, da? La mulți ani! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire! Și mântuire la
pe vernisarea unei interesante expoziții de artă. Este vorba de expoziția pe care ne oferă doi importanți artiști grânceni, Gheorghiță Galan și Gabriela Popa-Ghirescu. După cum cred că ați observat pe Simezi, avem lucrări de grafic, avem lucrări de pictură. Sunt lucrări care îi definesc pe cei doi tineri artiști. Îi felicit și vreau să-i felicitați și dumneavoastră pentru că de curând ei au devenit și membri titulari ai Uniunii Artiștilor Spații din România. Este un titlu care onorează orice creator de frumos din România. După cum știți, ne luptăm de zeci de ani să reușim să propunem pentru a intra în Uniunea Artiștilor Plastici artiști din Vrancea. Lucrul ăsta nu s-a putut face atât de mult timp pentru că Vrancea nu beneficia, nu avea o filială a Uniunii Artiștilor Plastici. Lucrul ăsta s-a întâmplat și mă bucur pentru artiștii din Vrancea că iată și-au demonstrat și țării și conducerii Uniunii Artiștilor Plastici din România că sunt artiști valoroși, că sunt oameni care au lucrat și au fost prezenți în expoziții zeci și zeci de ani. Deci, cred că este un lucru pe care cu toții ne-l doream și pe care, cu siguranță, că artiștii noștri îl meritau. Îi felicit încă o dată pentru expoziția de față, pentru că este expoziție interesantă, este expoziție care înseamnă mult, pentru că cunosc acest lucru, fac și eu trabaliu artistic și știu ce înseamnă să pregătești o expoziție personală. Este un lucru deosebit, este un lucru care costă atât timp cât și bani, care costă consum nervos. Iată că ei au reușit să pășească peste toate aceste lucruri, să ne oferă o expoziție pe adevărat interesantă, o expoziție pe care cu toții ne-o dorim în prag de sărbători. Dar o să las să vorbească mai mult despre expoziția de față pe prietena noastră, criticul de artă, Luiza Barcan. Vă rog. Bună seara! Mulțumesc pentru prietenie! Vreau și eu să mulțumesc la rândul meu tinerilor din Economica Pastorală pentru acest moment, pentru colegii și domnilor profesori care îi pregătesc. Este emoționant pentru că acolo unde răsună colindele se vestește nașterea Domnului și nu avem cum să nu fim emoționați de o astfel de deschidere a unei expoziții. În continuitatea acestei idei, aș vrea să spun că orice fel de expoziție în prag de sărbători este și un dar vizual făcut celor care iubesc frumosul, care iubesc arta și de aceea cred că cu atât mai mare este generozitatea artiștilor care aleg chiar acest moment ca să-și expună lucrările. Eu am bucuria să vin de ceva ani aici la Focșani și să fiu împreună cu artiștii din filiala Vrancea și am avut prilejul să vă cunosc atât în ipostaze de grup cât și în expoziții personale. De la an la an îmi dau seama că venind aici vă cunosc din ce în ce mai bine și sentimentul acela al meu că am de-a face cu artiști extrem de serioși și de dedicați se amplifică și este chiar o certitudine. Și expoziția aceasta care reunește doi artiști, îmi permis să spun, chiar dacă nu este 100%, nu acoperă 100% adevărul, o expoziție a unui profesor împreună cu elevul său sau dacă vreți a unui maestru cu fost ucenic, citiți toate și ghilimelele dacă este nevoie, deși aici se acoperă parțial o realitate. Doamna Gabriela Tinescu Popa a fost profesoara lui Gheorghiță Galan într-o vreme și lucrul acesta cred că se vede pentru că ei au panotat în așa fel expoziția încât au reușit să pună în valoare ceea ce îi unește. Să pună în valoare acele elemente care atât la nivel vizual cât și la nivel ideatic sunt într-un fel comune și pe care privindu-le cu atenție le veți regăsi în aceste lucrări. Deci este expoziția a doi artiști care vin, desigur, din generații diferite, dar care prin emulație reușesc, până la urmă, să perpetueze această seriozitate despre care vorbeam înainte, față de gestul creator și față de misiunea pe care o are artistul. Mă mai uitam și la noi, așa câți ne adunăm aici în această galerie, nu foarte mulți, dar aș zice eu că foarte aleși,
Și îmi vine în minte versetul acela din Noul Testament care spune: nu te teme, turmă mică. Noi suntem un fel de turmă mică a lui Dumnezeu, într-un fel aleasă, pentru că Dumnezeu a hotărât ca să facem lucruri frumoase, să facem acele lucruri care îi bucură care bucură sufletul oamenilor. Chiar într-o lume în care bucuriile adânci, profunde, sunt din ce în ce mai rare și mai puține. Ne bucurăm de lucruri mărunte, ne bucurăm de tot felul de nimicuri, eu știu, de ceea ce nu contează până la urmă, și ne bucurăm din ce în ce mai puțin de ceea ce contează cu adevărat. Și cred, așa simt eu și simt și în seara asta și, eu știu, și la alte expoziții pe unde am mai fost în această perioadă a sărbătorilor creștine, că suntem într-un fel aleși să fim împreună. Acum mă întorc la expoziție, după ce am făcut această digresiune, dar nu puteam să n-o fac, pentru că simțeam nevoia să vă împărtășesc aceste sentimente. Mă întorc la expoziție și voi încerca să vorbesc despre fiecare dintre cei doi artiști în parte. Este într-adevăr o expoziție care reunește pe simeze lucrări de pictură și lucrări de grafică, lucrări de grafică în tehnică mixtă. Până la urmă e vorba de un cumul de tehnici pe care îndeoseb Ionita Galan îl utilizează, dar și doamna Gabriela Arhirescu de asemenea, pentru că experimentează atât pictura, tehnica, să zicem, tradițională, clasică a picturii, cât și diferitele tehnici ale graficii de șevalet. O să încep cu doamna Gabriela Arhirescu Popa și plecând desigur de la acest titlu, pe care cred că e un titlu inspirat, acest interior-exterior, pentru că el se potrivește din mai multe puncte de vedere. Și aș pleca de la această interpretare că ceea ce vine din interiorul artistului, deci ceea ce se plămădește în mintea lui, în sufletul lui, își găsește o formă exterioară pe suprafața lucrărilor. Asta, dacă vreți, ar fi ca un cadru general. Dar e mai mult decât atât în fiecare dintre lucrările pe care le vedem, pentru că această, să zicem, pendulare între spațiu, între spații, între ceea ce înseamnă interior, între ceea ce înseamnă exterior, chiar la nivel fizic, material, se poate regăsi și în lucrările lor. Doamna Gabriela Arhirescu Popa și-a ales, dacă vreți, o serie de teme, de motive pe care le exploatează în lucrările sale, fie că sunt pânze, fie că e vorba despre acea grafică în tehnică mixtă. Și-a ales, dacă vreți, un... Nu știu ce zgomot ăsta, că mă... S-a închis ușa, scuze. Vorbeam despre această punere în, dacă vreți, în paralelism, dacă vreți, sau poate chiar într-un fel de antagonism între forme care vin din lumea vegetală, din luxurianța vegetală, din ceea ce înseamnă viu, spune doamna Arhirescu Popa, ceea ce întruchipează viul, cu forme care vin din lumea minerală, sau dintr-o lume care este într-un fel încremenită în forme geometrice. Cert în toate aceste structuri ale sale, că de fapt doamna Gabriela Arhirescu creează niște structuri vizuale extrem de incitante și de interesante, care pun în paralelism aceste două tipuri de expresii, dacă vreți, ale unui vegetal luxuriant și ale unui mineral sau al unui anorganic, am putea să-i spunem, care contrastează și în același timp potențează fiecare dintre aceste două formule. Dar, de fapt, intenția este de a pune în valoare viul. Asta ar fi la un anumit nivel de lectură al lucrărilor sale. Mai există însă și o altă, eu știu, temă, să-i spunem, un alt subiect pe care îl abordează în lucrările sale, și anume ceea ce vine de undeva din lumea tradițională. Sunt foarte subtil interpretate diverse motive care vin, eu știu, din scoarțele țărănești, din sculptura în lemn, din ceea ce înseamnă casa tradițională, dar nu așa cum să zic, nu e ca și cum le-ar fi fotografiat. Ele sunt interpretate, sunt filtrate printr-un tip de sensibilitate personală și aduse pe pânză într-o formulă cât se poate de modernă și cât se poate de contemporană.
Și reușește foarte bine să facă acest lucru, lăsându-ne însă să ghicim cumva în spatele acestor structuri care ar fi punctul lor de plecare, care ar fi originea, izvorul lor. Și le regăsim foarte bine în aceste lucrări. Aș spune că lucrările doamnei Gabriela Archirescu-Popa sunt evident undeva pe granița aceasta destul de fragilă uneori între figurativ și non-figurativ, dar cred că mergând uneori spre figurativ. Mai există și o altă temă pe care, mergând la Gheorghiță Galan, vom vedea că o au cumva în comun. Și ea se referă la condiția omului, la condiția omului contemporan. Este imposibil ca un artist, un creator de artă, indiferent ce fel de artă ar fi ea, să nu mediteze asupra ceea ce înseamnă condiția omului contemporan, asupra alienării, că de fapt asta se întâmplă cu omul contemporan. Și există o serie de lucrări ale Gabrielei Archirescu care ne pun exact această problemă a alienării, a felului în care omul nu mai reușește să perceapă direct lumea în care trăiește, lumea înconjurătoare, ci este o lume filtrată prin, eu știu, diverse formule, chiar și prin aceste foarte multe tehnologii care au apărut și care nu fac decât să conducă la un soi de alienare. Ea pune în dialog, dacă vreți, exact lumea aceasta a omului alienat cu ceea ce ar fi trebuit să fie lumea, de fapt, cu, dacă vreți, cu un paradis pierdut. Și cred că regăsim acest lucru, mergând și la Gheorghiță Galan, vom regăsi acest paradis pierdut pe care, la care artistul totuși năzuiește, la care totuși tânjește, pentru că nu poate fi altfel. Noi nu putem trăi, de fapt, în această lume artificială pe care singur ne-am creat-o. Este micul nostru iad în care nu putem trăi permanent. Și cred că fiecare artist în felul lui încearcă cumva o ieșire din acest spațiu claustral în cele din urmă. Aș vrea să mai spun câteva lucruri și despre felul în care tratează la nivel cromatic Gabriela Archirescu-Popa își tratează lucrările. A rămas foarte mult atașată de o anumită paletă, de o anumită gamă cromatică și care exprimă și ea la rândul ei o nostalgie. Îi place patina de vechi. De aceea toate brumurile acestea, toate culorile acestea întunecate, toate gamele, știu, de oranj, de galben, dar mai ales de brunuri, ne duc cu gândul la patina de vechime. Pentru că este categoric și fără nicio îndoială o nostalgică a ceea ce înseamnă lucrul vechi, lucrul amprentat, impregnat de istorie. Și toate aceste lucruri vin în suprafețele și în pânzele și în toate lucrările pe care le semnează. O bucurie să văd aceste lucrări reunite și sunt convinsă că treptat doamna Gabriela Archirescu-Popa va descoperi și alte motive pe care să ne invite și să ne incite să le privim așa cum le va reinterpreta prin filtrul sensibilității ei personale. Voi merge și la Gheorghiță Galan. Nu e foarte mult timp de când am vernisat o expoziție semnată împreună cu colegul său, cu Laurențiu Păun. Descoperam atunci un artist tânăr și care are deja preocupări extrem de serioase. Lucrările pe care le expune împreună cu doamna Gabriela Archirescu sunt diferite față de ceea ce am văzut atunci, pentru că atunci mergea foarte mult pe colaj și pe, dacă vreți, acel subiect reluat al cărții, foarte explicit, deși cartea este cumva conținută implicit și în aceste lucrări. De data aceasta sunt lucrări de grafică, cele mai multe dintre ele, extrem de rafinate și de interesante, mergând și ele undeva în trecut, având ca punct de plecare o nostalgie. Nostalgia față de ceea ce cultura noastră pierde, față de o cultură multimilenară care din ce în ce în perioada pe care o trăim noi se diluează. Și e vorba despre cultura cărții, cultura scrisului, despre ceea ce a însemnat în istoria umanității scrisul și tot ceea ce conține el. Gheorghiță Galan a descoperit, așa cum mi-a mărturisit, ce înseamnă să faci hârtie manuală și poate că și acest lucru a fost un punct de pornire, fiindcă se leagă, evident, de carte, se leagă de hârtia, se leagă de scris, se leagă de carte, toate lucrurile acestea merg împreună. Și
Tocmai asta face în lucrările sale, exploatează scrisurile vechi, tipurile de caligrafie. De fapt, multe sunt un fel de caligrame extrem de fine, extrem de rafinate și a simțit foarte bine acest lucru. Aș mai face o remarcă, mi-a plăcut și acest lucru pentru că lucrările sale sunt un ansamblu. M-am uitat cu câtă migală, dincolo de migala cu care își tratează suprafețele, care este în mod evident, este foarte evidentă, migala cu care tratează și ramele acestor lucrări, creând, dacă vreți, un fel de tot între suprafață și cadru. E o formulă pe care el o propune, o formulă interesantă, interesantă și incitantă și la nivel vizual, nu doar la nivel ideatic. Prin urmare, doi artiști, mă zice eu, foarte serioși și foarte convinși că tematica pe care au abordat-o și mesajul pe care vor să-l transmită va ajunge spre privitori. Eu nu rămâne decât să-i felicit pe cei de, să, și să vă mulțumesc că m-ați invitat să vă fiu alături. Sunt chiar foarte bucuroasă și aștept, dacă Dumnezeu ne ajută să fim sănătoși, să văd mai departe unde vor merge aceste lucruri, fiindcă sigur vor duce spre, și spre alte bucurii și sufletești și estetice. Vă mulțumesc tuturor că m-ați ascultat. Vă doresc să aveți sărbători fericite, să fiți sănătoși, la mulți ani și tot binele din lume.